Trimis la partida dintre Astra Giurgiu și Petrolul Ploiești de sâmbătă, secundul naționalei Gabriel Boldici i-a anunțat după încheierea jocului pe Silviu Lung, Valeri Căgăman și Gicu Grozav că vor fi în lot pentru meciul amical cu Belgia. Belgia a crescut enorm de mult valoric în ultimii ani, drept dovadă și rezultatele bune pe care le are în grupa de calificare. Sperăm și acolo să facem un meci bun și să ne mulțumim suporterii. Până în acest moment, Silviu Lung a evoluat în 2 partide pentru România, Gicu Grozav de 7 ori, iar Valeri Căgăman de 9 ori. În plus, fundașul Găman a punctat odată, iar atacantul Petrolului are 3 goluri sub tricolor. Mai dai și un gol cu Belgia? Eu mă duc acolo să joc cât mai bine și de ce nu să fie scurt. Un alt jucător al Astrei Giurgiu aflat în vederile selecționerului Victor Pițurcă este fundașul de bandă dreaptă Alexandru Mățel, însă acesta este momentan accidentat. Partida dintre România și Belgia va avea loc miercuri 14 noiembrie pe Arena Națională din București, începere de la ora 19.